Tinerii din Cluj care au călcat în picioare un alt adolescent au fost acuzați de tentativă de omor, iar magistratul a decis arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile. Procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Cluj au cerut mandat de arestare pe numele celor doi tineri de 17 ani după ce aceștia au bătut cu bestialitate un tânăr de 18 ani în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca. Erați băut? Erați drogat? După mai bine de 7 ore de audieri, procurorii au decis ca cei doi tineri să fie trimiși în fața unui judecător. Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Băiatul în vârstă de 18 ani declară că el și cei doi agresori au consumat alcool înainte de bătaie. Înainte fumam prostii, foarte multe prostii. Și de acolo au pornit. Am fost beți, amă, toți. N-am mai știut de noi. Și ne-am luat la harță. După ce a zăcut ore întregi inconștient, tânărul a mers acasă fără să sufle nimănui o vorbă despre ce s-a petrecut. Cum să mă duc acasă? Adică m-am dus cam pe la vreo 8:30 eram acasă. M-a întrebat bunica mea ce am pățit. Nu i-am putut zice nimic, m-am pus direct la somn. Totuși, imaginile surprinse în timpul conflictului au revoltat internetul. După ce mama tânărului a văzut pe internet ce i s-a întâmplat acestuia, a anunțat poliția. Am sunat la cei de la poliție și m-au întrebat ce am de făcut. Eu am rămas cu ideea aia și cu fixul ăla, cum că i-o sări pe cap cu picioarele. Ce am eu de zis? Să fie trași la răspundere conform legii. Victima s-a prezentat abia în cursul zilei de luni la poliție. După ce a fost transportat la UPU Cluj pentru a fi constatate leziunile, băiatului au fost acordate între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale.